Atunci când discutăm despre felul în care schimbăm mentalități și despre sustenabilitate, educația are un rol foarte important. Însă dacă prin programul Cornul și Laptele ne asumăm că vrem să avem un impact în viața copiilor, să îi ajutăm să-și schimbe felul în care se raportează la mâncare, îi trebuie ca cei mici să vadă de unde vine laptele pe care îl consumă, să viziteze fermele, să înțeleagă că laptele vine de la vacă și nu din frigiderul din magazin, să vadă cum arată o livadă, să vadă cum se produce pâinea. Vrem ca cei mici să învețe că cornul pe care nu l-am consumat sau pe care nu l-am dus acasă, îl scoatem din ambalajul de plastic, plasticul îl punem la plastic și cu produsul îl pregătim să-l ducem fie la ferme de animale, fie să îl folosim și nu să-l aruncăm. Sustenabilitatea vine cu un cost. Nu poți să ai pretenția ca un producător local să aibă aceeași capacitate pe care o are un producător la scară mare sau pe care are un producător industrial. Relația dintre autoritate și furnizor nu poate să rămână doar o relație comercială, ci ea trebuie să devină un parteneriat. Autoritatea trebuie să înțeleagă care sunt provocările partenerului său, respectiv furnizorul de produse, respectiv producătorul local, iar acesta trebuie să înțeleagă care sunt nevoile autorității și împreună trebuie să caute soluții. Sper ca 2023 sau perioada 2023 și anii ce urmează nu doar să îmbunătățească Cornul și Laptele, dar să vină și cu o mai mare aplicare și cu o variantă mai ușor implementabilă a mesei calde în școli. Foarte bine o spune Uniunea Europeană că autoritățile locale vor fi în perioada următoare principalii promotori ai schimbărilor, ai tranziției ecologice, ai tranziției verzi, dacă vrem, sau ai luptei pentru grija față de resurse. Ce nu înțeleg multe administrații sociale este că există un cost social al măsurilor neluate la timp. Măsurile neluate la timp sau care nu fac prevenție, inclusiv în zona serviciilor sociale sau asistenței sociale, vor fi plătite la momentul notei de plată și vor fi plătite mult mai scump. Când găsești organizații dispuse să pună umărul alături de tine și să te ajute să implementezi un proiect de genul acesta, cred că varianta câștigătoare este să accepți ajutorul, ba chiar să-l ceri, și atunci încerc întotdeauna să readuc termenul de sustenabilitate la grija față de resurse, față de orașul nostru și față de cum trăim în el noi și generațiile care vin după noi. Prin tenacitate, prin perseverență, prin înțelegerea felului în care măsurile pe care le luăm pot să facă viața oamenilor mai bună, cred că încet, încet se vor schimba și obiceiurile și vom îmbrățișa mai ușor toate aceste măsuri. Mă onorează să reprezint administrația despre care vorbim, care e în discuție pe subiectul ăsta, și ne responsabilizează. Faptul că suntem primii sau suntem în avangardă pune și o presiune să facem lucrurile cât de bine, și în ce privește sustenabilitatea sau schimbarea felului în care facem lucrurile, parcursul nu e întotdeauna ușor. Foarte! Programul Cornul și Laptele este în egală măsură și o reușită și vine cu o satisfacție foarte mare. În același timp și a fost o piatră de încercare, a fost o bornă de trecut de către noi. A fost pentru prima oară anul trecut când municipiul a derulat programul Cornul și Laptele. Până acum, istoric, el a fost derulat de către județ și în toată România, consiliile județene sunt cele care derulează acest program, iar anul trecut, spre disperarea colegilor din primăria Brașov, am optat să îl derulăm noi în primărie, deși nu aveam un compartiment specializat pentru asta sau dedicat pentru asta. Așa cum spuneam, au fost negocieri purtate cu colegii din primărie care au încercat să mă convingă să nu ne legăm la cap, să lăsăm la Consiliul Județean, că n-are cine să se ocupe, că ne dăm de lucru singuri. Am insistat și ne-am dat de lucru, dar cu folos, sper eu.
În primul rând aș porni de la ce ne-am propus cu cornul și laptele și de ce a fost de fapt greu de implementat. Toată lumea știe că, în general, produsele care se livrează elevilor prin programul cornul și laptele nu sunt neapărat nici cele mai bune din punct de vedere al calității, nu sunt neapărat nici cele mai plăcute de către elevi, nici consumate întotdeauna și e greu să spunem că programul ar fi vreun succes sau că implementarea programului ar fi vreun succes la nivelul României. Ce ne-am dorit în schimb să facem a fost să încercăm prin acest program nu doar să hrănim copiii din școlile din municipiul Brașov, ci și să încercăm să schimbăm ceva în felul în care facem asta și să schimbăm ceva atât din punct de vedere al calității produselor, cât și al felului în care se raportează cei mici la alimentație, la produsele pe care le primesc și la încurajarea producătorilor locali să... Ne-am dorit să creăm această punte între producătorii locali și copiii din școlile brașovene. Și atunci am venit cu o serie de măsuri pe care să le implementăm și o serie de criterii pe care să le impunem în achiziția, în derularea achiziției. Am făcut asta alături de cei de la WWF care ne-au consiliat și ne-au ajutat, ne-au sprijinit în acest proiect, care derulau, și încep o scurtă paranteză, derulau un proiect pe sustenabilitate și pe achiziții verzi, ne-au contactat în sensul acesta. Și am făcut în momentul acela click și am zis, ok, ajutați-ne să implementăm cornul și laptele. Știu că aș vrea să-l schimb, știu că aș vrea să-l aduc în primărie, știu că aș vrea să-l schimb, dar nu mi-e foarte clar ce aș putea să fac sau până unde aș putea să merg cu aceste măsuri. Așa că anul trecut am făcut pentru prima oară un caiet de sarcini verzi, am pornit de la standardul de ce ne-ar plăcea să fie, am pus distanță de aprovizionare de doar 70 de kilometri ca să reducem impactul asupra, să reducem poluarea și impactul asupra mediului, am pus criterii legate de producția, de locul unde se produc alimentele pe care să le distribuim, să fie fermieri locali. Ei bine, ne-am dat seama că fără o piață pregătită, este foarte greu să faci tranziția bruscă către un sistem de achiziții verzi. Și ne-am dat seama că la momentul la care am început noi acest demers, piața locală încă nu era pregătită pe cadrul legislativ actual să răspundă nevoilor noastre. Atunci când discutăm despre felul în care schimbăm mentalități și despre sustenabilitate, educația are un rol foarte important. Și știu că e foarte des folosit și termenul de sustenabilitate și evidențierea importanței educației spusă din nou și din nou, și pare că își pierde esența și înțelesul. Însă dacă prin programul Cornul și Laptele ne asumăm că vrem să avem un impact în viața copiilor, să îi ajutăm să-și schimbe felul în care se raportează la mâncare. Îi trebuie ca cei mici să vadă de unde vine laptele pe care îl consumă, să viziteze fermele, să înțeleagă că laptele vine de la vacă și nu din frigiderul din magazin, să vadă cum arată o livadă, să vadă cum se produce pâinea, să putem organiza concursuri tematice legate de alimentație sănătoasă, sustenabilă. Și din ce în ce mai puțini copii au ocazia de a-și petrece vacanțele la țară, au ocazia de a vedea cum se mulge o vacă și am considerat că e esențial să completăm livrarea unor produse de calitate și produse din zona Brașovului de către fermieri și de către producători locali, să completăm și cu măsurile educative. Așa cum spuneam, cei mici să aibă ocazia să-și vadă cum se produce laptele, să-și vadă cum arată o fermă și să-i facem mai atenți la asta. Pe lângă asta mai are o componentă la care lucrăm acum, ca să închidem cumva cercul sustenabilității. Spuneam despre produsele de calitate care se livrează, spuneam despre măsurile educaționale și despre vizitele la ferme și mai avem o componentă pe care vom vrea să o implementăm, cea legată de ce facem cu ce rămâne după cornul și laptele. Pentru că, în continuare, cadrul legislativ impune ca fiecare porție să fie ambalată individual, noi am trimis, împreună cu cei de la WWF, am trimis punct de vedere la Guvernul României, am trimis punct de vedere la minister pentru excluderea din caietul de sarcini a acestei prevederi. Din păcate, în continuare, ea se regăsește în caietul de sarcini impus la nivel național, de a avea fiecare aliment ambalat individual.
ceea ce produce o mulțime de deșeuri. Și asta mai creează o dimensiune a educației pe care ne dorim să o facem prin acest program, și anume a colectării selective a deșeurilor. Așa că, alături de un alt program pe care îl implementăm în școli, legat de colectarea selectivă, în care avem deja 100 de școli din Brașov, incluse 100 de unități de învățământ, vrem ca cei mici să învețe că cornul pe care nu l-am consumat sau pe care nu l-am dus acasă, îl scoatem din ambalajul de plastic, plasticul îl punem la plastic și cu produsul îl pregătim să-l ducem fie la ferme de animale, fie să îl folosim și nu să-l aruncăm. A fost greu și este în continuare greu, pentru că, așa cum spuneam, sustenabilitatea vine cu un cost. Nu poți să ai pretenția ca un producător local să aibă aceeași capacitate pe care o are un producător la scară mare sau pe care are un producător industrial. Nu poți să ai așteptarea ca un producător local care produce la cu totul alte costuri, grație calității pe care o poate oferi, să poată veni într-o procedură competitivă cu prețuri destul de scăzute. Anul acesta de-abia s-a crescut valoarea pe produs, care oricum nu este extraordinar. Avem 70 de bani pe porția de fructe, avem 99 de bani pe porția de lapte sau pe iaurt și avem 65 de bani pe produsul de panificație, 65 de bani pe un corn. Sunt curioasă unde găsim produse de calitate la costurile acestea. Ceea ce face evident ca programul să nu fie foarte ofertant pentru producătorii mici. Pe lângă asta, mai există costurile cu distribuția și cu livrarea, care din nou vine cu condiții destul de stricte de încadrare în program, de a atinge o suprafață, o arie destul de largă pentru distribuirea produselor. Asta a făcut ca implementarea proiectului să fie destul de dificilă. În primul an am reușit să identificăm producătorii cu care să semnăm contract la a patra strigare. A trebuit să reluăm de 4 ori procedura de achiziție, timp în care am căutat să avem dialog cu producătorii locali, am avut discuții în care să identificăm și să încurajăm să participe în număr cât mai mare la licitație. Într-un final, mă bucură că, cel puțin pe produsele lactate, am avut o asociere de producători locali care au venit ca și cooperativă spre primărie și au participat la licitație și au câștigat. Și cred că acesta este un model de bune practici. Nu înseamnă că le-a fost ușor și nu înseamnă că ne-a fost nici nouă ușor. Ce e important să înțelegem este că atunci când vorbim despre sustenabilitate, discutăm de viziune pe termen lung și discutăm despre măsuri cu bătaie lungă. Iar asta înseamnă că relația dintre autoritate și furnizor nu poate să rămână doar o relație comercială, ci ea trebuie să devină un parteneriat. Autoritatea trebuie să înțeleagă care sunt provocările partenerului său, respectiv furnizorul de produse, respectiv producătorul local, iar acesta trebuie să înțeleagă care sunt nevoile autorității și împreună trebuie să caute soluții. Și împreună trebuie să împartă sacrificiul, pentru că așa cum schimbarea vine cu un cost, vine și cu sacrificii. În cazul nostru a fost asumarea faptului că pentru câteva luni copiii din municipiul Brașov nu au primit produsul cornul și laptele, dar cu asumarea faptului că schimbăm ceva și de acum o să facem lucrurile în alt fel, chiar dacă asta înseamnă că o perioadă vor întârzia produsele, dar măcar știm că ai noștri elevi vor primi produse de calitate. Da, însă eu mi-aș dori ca încet încet să trecem spre un program de tipul masă caldă în școli. Cornul și laptele funcționează extraordinar în zone marginalizate, în zone rurale, unde într-adevăr mulți dintre copii vin din familii care trăiesc la limita subzistenței și unde programul cornul și laptele chiar face diferența între a mânca ceva în ziua respectivă și a nu mânca. Însă în zonele urbane este mai puțin, n-aș zice mai puțin necesar neapărat,
cât e o diferență foarte mare versus cum e primit de către copiii din rural versus copiii din urban. Însă, pe măsură ce numărul de ore pe care le stau copiii la școală și de activități extrașcolare crește, este din ce în ce mai clar că o alimentație sănătoasă ar trebui să includă un prânz cald. Și deja cred că ar trebui din ce în ce mai mult să ne aplecăm asupra unor măsuri care să ducă cu adevărat masă caldă în școli, pentru care infrastructura educațională actuală nu este pregătită. Noi avem un proiect pilot la Brașov în care implementăm masa caldă în școli, suntem în pragul de analiză și de identificare soluții și, din nou, nu e un program ușor de implementat, cu atât mai mult cu cât orice început înseamnă ajustări până când găsești formula potrivită și care funcționează. De aceea sper ca 2023 sau perioada 2023 și anii ce urmează nu doar să îmbunătățească cornul și laptele, dar să vină și cu o mai mare aplicare și cu o variantă mai ușor implementabilă a mesei calde în școli. Cred că rolul nostru este nu doar de a fi cei care achităm produsele care se livrează sau cei care se achită de o datorie impusă de guvern, ci avem rolul, alături de comunitatea pe care o păstorim sau pe care o slujim, să contribuim activ la ce înseamnă grija față de resurse. Că, în primul rând, cred că acesta este mesajul cel mai important pe care încercăm să-l transmitem. Grija față de resurse și felul în care învățăm alături de comunitate să avem mai mare grijă față de resurse, așa cum spuneam. Și asta vine și cu educație, vine și cu implicare directă și îndeaproape în ce măsuri implementăm. Foarte bine o spune Uniunea Europeană că autoritățile locale vor fi în perioada următoare principalii promotori ai schimbărilor, ai tranziției ecologice, ai tranziției verzi, dacă vrem, sau ai luptei pentru grija față de resurse. Și avem acest rol fiind foarte aproape de comunitate, începând de la apropierea față de copii din grădinițe până la felul în care facem lucrurile, până la felul în care interacționăm cu orașul nostru. Aceasta este o chestiune extrem de complexă și care trebuie abordată stratificat. Așa este, primăria are acest rol, are această datorie, dacă mă întreb pe mine, de a se asigura că scoate din zona de dependență categoriile defavorizate sau categoriile care au fost greu încercate de viață, indiferent de motiv. Că discutăm despre sărăcie, că discutăm despre dizabilitate, ori că discutăm despre chiar și cauze care au dus la o degradare a stării sociale. Și spuneam despre stratificare. Prima intervenție, prima măsură este de a asigura nevoile de bază, de a asigura cetățeanului din comunitatea pe care o slujești adăpost, hrană la măcar la nivel minimal și măcar venitul de subzistență. Apoi încep măsurile care să lucreze la a-l scoate din zona de dependență, la a interveni prin măsuri de educație, prin măsuri de consiliere, prin sprijin unul la unul acolo unde este cazul, prin schimbarea felului în care făcea lucrurile până acum. Și acestea sunt toate măsuri cu bătaie pe termen lung, sunt măsuri care sunt foarte costisitoare, pentru că pe măsură ce înaintăm în profunzime sau pe măsură ce intervenim mai mult într-un caz social, costurile cresc. Dar ce nu înțeleg multe administrații locale, din păcate, și spun asta din experiența de 10 ani în servicii sociale de dinainte administrației publice, ce nu înțeleg multe administrații sociale este că există un cost social al măsurilor neluate la timp. Măsurile neluate la timp sau care nu fac prevenție, inclusiv în zona serviciilor sociale sau asistenței sociale, vor fi plătite la momentul notei de plată și vor fi plătite mult mai scump. E grozav pentru administrație să aibă alături organizații și oameni capabili, profesioniști care își doresc să ajute
să dezvolte ceva în comunitate. Odată ce administrațiile înțeleg asta și se deschid pentru parteneriate cu societatea civilă, iar această deschidere vine cu vulnerabilitățile ei. A intra într-un parteneriat sincer și deschis cu societatea civilă înseamnă inclusiv a-ți arăta vulnerabilitățile ca administrație, a arăta că ai o capacitate limitată de a implementa anumite măsuri. Fie că discutăm despre capacitatea din punct de vedere al personalului disponibil, ceea ce este o mare problemă în administrațiile locale din România, fie chiar și cea legată de capacitate, de abilități, de cunoștințe, care din nou sunt limitate în administrație pentru că administrația funcționează altfel decât zona privată. Și atunci când găsești organizații dispuse să pună umărul alături de tine și să te ajute să implementezi un proiect de genul acesta, cred că varianta câștigătoare este să accepți ajutorul, ba chiar să-l ceri, și obișnuim să facem asta la Brașov, tocmai pentru că înțelegem că nu le știm pe toate, că n-avem cum să le știm pe toate și mai înțelegem că comunitatea este despre împreună. Asta s-a văzut, de exemplu, foarte bine în gestionarea crizei refugiaților. Pe 24 februarie a început războiul, pe 26 februarie la Brașov deja eram pe telefoane cu organizațiile locale care începuseră să fie active și să ia măsuri. Eram în discuții cu ele să ne asigurăm că ne coordonăm eforturile, iar câteva zile după deschideam centrul de refugiați de la Catia, care timp de 2 luni de zile a funcționat doar cu energia și resursele comunității. Deși era administrat de primărie, n-aveam încă liniile de finanțare guvernamentală, ci lucram exclusiv cu organizațiile locale, cu donații de la comunitate, iar asta arată puterea lui împreună. Partea bună este că a devenit regulă la nivel național, partea mai puțin bună este că a venit foarte târziu. Astfel că odată ce s-a aprobat abia la după mijlocul lunii august, multe dintre consiliile județene aveau deja procedurile de achiziție demarate pe modelul vechi. Cele care n-au demarat pe modelul vechi pentru că am așteptat schimbările de la nivel central, suntem și acum în întârziere cu implementarea programului. Respectiv, la Brașov, în luna octombrie, s-a derulat procedura de atribuire, s-a derulat licitația, deci s-a început din nou cu o întârziere. Însă, așa cum spuneam, orice schimbare vine cu un cost, vine cu o perioadă de ajustare. Sper ca pe viitor și celelalte autorități să fie deschise să implementeze chiar mai mult decât se impune de la nivel național. Cât mai multe dintre ele, 25% este ponderea achizițiilor făcute de sistemul public din total și cu siguranță se pot aplica principiile achizițiilor verzi la majoritatea achizițiilor pe care le facem. Și pornim de la viziune și de la strategie, pentru că de fapt ce înseamnă schimbarea felului în care se întâmplă lucrurile la nivelul administrației locale înseamnă că atunci când știi unde vrei să ajungi și Brașovul are ambiția de a deveni capitala verde a României și atunci știm că trebuie să fim, am fost primul oraș din România care și-a asumat angajamentul ca până în 2030 să reducă cu 55% procentul emisiilor de carbon. Am fost primul oraș din România și, așa cum spuneam, avem ambiția să devenim capitala verde a României. Ei bine, când știi unde vrei să ajungi, este mai ușor ca fiecare decizie pe care o iei să o treci prin filtrul viziunii tale și să-ți adaptezi deciziile la această viziune. Și cu siguranță, noi, de exemplu, în Brașov, avem în momentul de față toată energia electrică pe care o achiziționăm este energie verde. Chiar dacă n-a fost ușor să facem o astfel de achiziție, am reușit să implementăm și asta pe lângă celelalte măsuri în care ne străduim să luăm în calcul principiile achizițiilor verzi. Cât
greu când ai de cârmit o barcă foarte mare cu oameni care erau obișnuiți să vâslească într-un anume fel, cu oameni care erau obișnuiți să stea în anumite posturi, să facă lucrurile într-un anumit fel. E greu să schimbi paradigma și e greu să faci oamenii să înțeleagă profunzimea deciziilor pe care le iei și a felului în care facem lucrurile, dar mă bucur să văd că încet, încet, cu perseverență, cu tenacitate, cu insistență pe asta, lucrurile încep să se schimbe și chiar și oameni care până acum n-au fost puși în situația de a trebui să facă lucrurile în acest fel, înțeleg din ce în ce mai mult de ce facem lucrurile așa și încep să își schimbe felul de a face lucrurile. Altfel, ce înseamnă sustenabilitatea pentru noi? Spuneam că e deja apare un cuvânt perimat. L-am folosit și îl folosim foarte des și mă tem să nu-și piardă din însemnătate. Și atunci încerc întotdeauna să readuc termenul de sustenabilitate la grija față de resurse, față de orașul nostru și față de cum trăim în el noi și generațiile care vin după noi. Pentru că, în fond și în final, sustenabilitatea este tocmai despre asta, despre grija față de resurse și respectul față de resurse. Este despre a face lucrurile, chiar dacă asta înseamnă să ne schimbăm obiceiuri, și asta e partea cea mai, la care e cel mai greu de lucrat, la schimbarea obiceiurilor, să ne schimbăm obiceiurile în așa fel încât să ne asigurăm că vom trăi mai mult, mai bine și mai sănătos pe această planetă. E foarte interesant. Eu cumva obișnuiam să practic de dinainte de a-mi prelua mandatul anumite măsuri. N-am fost niciodată foarte lipită de mașina personală, de exemplu, sau să nu pot să renunț la ea. Pa, dimpotrivă, îmi place să descoper orașul sau îmi plăcea, aveam mai mult timp liber înainte să descoper orașul mergând pe jos. Ne bucurăm și de un transport public foarte bun în Brașov și cea mai mare flotă de autobuze electrice din țară. Așa că aveam o parte dintre obiceiuri, erau deprinse dinainte de a-mi prelua mandatul. Acum învăț să adaptez acele obiceiuri sau să încerc să le transmit la nivelul comunității. Și așa cum spuneam, asta nu e ușor, cu atât mai mult cu cât cel puțin în privința mobilității. De exemplu, Brașovul era știut, recunoscut pentru traficul fluid. Avem bulevarde cu 6 benzi pe sens. În Brașov se circula bine, asta a încurajat locuitorii, cetățenii să opteze mai degrabă pentru automobilul personal și acum venim și schimbăm paradigma și spunem că dacă vrem să trăim mai sănătoși în orașul nostru, de fapt renunțând la autoturism sau renunțând treptat la autoturism sau în anumite momente și situații, de fapt vom fi mai fericiți. Și încă nu e foarte ușor să vezi legătura directă între cum ați lăsa mașina acasă te poate face mai fericit sau cum ați lăsa mașina acasă te poate face mai sănătos sau cum a merge cu bicicleta te poate face să fii mai fericit și mai sănătos. Însă am încredere că, așa cum spuneam, prin tenacitate, prin perseverență, prin înțelegerea felului în care măsurile pe care le luăm pot să facă viața oamenilor mai bună, cred că încet, încet se vor schimba și obiceiurile și vom îmbrățișa mai ușor toate aceste măsuri. Sper să reușim să și transmitem, că nu e suficient să înțelegi tu sau să fii atent și la felul în care faci cumpărăturile și la felul în care gestionezi sau reduci risipa alimentară de acasă, reduci risipa din primărie și după aceea încerci să duci asta la nivelul unui întreg oraș. Însă cred că e mult mai ușor să, dacă practici ceea ce predici.